Stai bă, să te ajut, stai să te ajut, bă, stai mă ușor, stai să te ajut. Păi n-ai băut, n-ai inventat, mă, tu 1,80 m. Păi compresorul ăsta când pornește aerul, unde îl bagă? Direct pe furtun la măta mare? Asta se numește o muie electrocutată? Electrocutată? Ziceai că e maimuță, mă? Că e maimuța mâncată așa. Bagă un pic pirul în priză să electrocutez pe ăla. Cum te bei suc și te uiți la lustră? Salut, dragi prieteni! Sunt Adi Predescu, măzgălitor șef la Predescu Rebel Design. Și împreună cu echipa mea minunată și nebună, desigur, pornim azi într-o nouă aventură, la Nașul sub candelabru. De ce denumit așa? Pentru că așa se numește locația, la Nașul. Acolo mi-am găsit și eu Nașul, sincer să fiu. O fată deosebită, Andra, pentru care împreună cu ea am reușit să facem un candelabru absolut superb. Și o să vedeți că nu sunt vorbe mari spuse. Până una alta, eu zic să pornim la lucru, cu Dumnezeu înainte. Și o să vedeți voi de ce spun așa ceva. Aici Radio Lumina, Episcopia Severinului și Strehaiei. Clipa de poezie. De poezie. Să vedem ce poezie facem noi aici. Nu îndrăgostit de Omar Khayyam. Nu îndrăgostit ci nu arde în tine. E toată lumea la muncă. Numai noi, de unde? Noi suntem singuri. Dragostei pus jur ce te mistuiește. Și când arzi de viu, nu-ți găsești alin. La peste ne tremuri. Ce ai? Ce dracu faci acolo? Îți ghidez pe nebun care nu să meargă spre Volga. Ia-l! Rupe mâncat așa! Rupe! Stai bă, să te ajut, stai să te ajut, bă, stai mă ușor, stai să te ajut. Uitai să te ajut să mori. Uitai. Hai că nu mai ai decât vreo 3 de astea. Fugi, bagă. Bagă. Mamă, dar ce sar să vă ajut mâncata asta. Aoleu, am obosit de cât am sărit. Și ăștia care cei mai greu, păi au lăsat-o la cei ușor, înțelegeți? Ăștia care cei mai greu. Ia uitați. I-a rupt roțile astea cu mâncare, ia uitați. Da. Vezi cum îi dai de-i sar șuruburile iar. Ți-am zis, eram sigur, gata, i-ai făcut pană, mâncat așa. L-a terminat mâncat. L-a terminat. Ai spus surata asta, bine, așa, cred că da, de. Cam așa începe o zi de muncă. Mai e greu, dar începe. L-ai văzut mă și pe asta? Da. Cum? Cu privire. Cu privire.
butul aici. Hai. Da. Hai, hai că dau. Vezi că filmezi pentru vlog, poate că faci și tu ceva, nu știu. Ține-te de bară, așa, așa. Ține-te de bară, bine, ține-te de... Ține-te de bară, ține-te de bară. Să dai bine în vlog și uite, ține-te de bară acum. Mai ții minte când îi ziceai că e mai muță, mă? Că e mai muță, am mâncat-o așa. Hai să zice cade de acolo. Capra, la noi. Capra. Capra sau mai muță? Ia să vedem dacă ea cade de acolo. Abia știu să cazi mâncat-o așa. O maimuță și doi orangutani. Auzi tu întrebarele aia. Țin butelia aia la compresor. Ce e înăuntru? Nu, la auzi, ce? E apă? Băi, distrus a întrebat dacă e apă. Bă, tu ești tapițer? Bă, sărăciu, păi compresorul ăsta când pornește aerul, unde îl bagă? Direct pe furtun la măta mare? Doamne, ce prăjită mâncată. E apă, auzi? Pentru ce? Hai să, pentru ce ți-ar crezi tu că era apa în compresor? Păi nu știu, că de-aia mă întrebam. Ți se părea așa ciudat. Da. Hai Cosmin, ia zi. Ce e mai greu? 12 metri jumate la 80 de centimetri sau 12 metri jumate la 1 metru? Da, bă, dar sunt egale, hai. Te treabă pe aia acolo, lasă dracu vreja la mine. E egale, mă. Dă-mi drumul de aici. Păi n-ai băgut, n-ai inventat, mă, tu 1,80 de centimetri. Păi nu, eu l-am inventat. Păi și sunt egale, mă? De la mine, da, dacă eu l-am inventat, eu fac legea. Dar eu v-am pus să-mi mișcați mie de scaun. La mine e egal, da. Ce faci, zi? S-a furat de becuri. Op! Hai cu tata, sus de lut. Asta se numește o muie electrocutată? Electrocutată când la bec. Bagă-mă un pic pirul în priză să electrocutez pe ăla. Nu-l bag. Nu-l bagi? Nu vrea, bă, să stă mierlească. Nu vrea? Nu vrea. Mă mierlesc pe mine. Ce ați făcut, bă, Bobiță, să te talentați rău după? Talentați pe jumătate. Pe jumătate. Hai, mai departe. Mai muncim sau stăm de mesaj? Stăm de un mesaj, mai muncim, hai. Mai bem un suc, mai muncim. Mai da, da. Șefa, te-a lăsat Andra singura acolo.
Aceasta a fost, dragi prieteni, aventura noastră sub candelabru. De flori. Și unde? La Nașul. Să știți că acest personaj chiar există și e un om minunat. Apropo de oameni minunați, aș mai vrea să mulțumesc încă o dată a aceste fete minunate, Andra. Ce să vă zic, e talent, talent, talent. Apropo de talent, mai era și echipa mea pe aici? Da, stați să vedeți cât sunt talentați, că urmează un extra vlog. Țineți-vă bine. Nu vreau să ai dat, dar mie mi-a dat și mi-a ardei. Ha? Mai da. Mi-a dat și mi-a ardei? Ardei? Cum să nu s-a lăsat? Și-au chip borcanul. Ăsta e al tău. Ăsta e al meu. Și ăsta e al nostru. Ăla e al vostru. Da. Așa e frumos. Și eu am cumpărat un portan gol. Păi nu contează. E, gol. Nu vezi? Apă colorat. Are apă colorat. Așa. Care-mi trebuie mai țigan? El. El. Noi. Ei. Ei, e un borcan. Bă, ține-vă borcanul înapoi, bă. Ține un borcan. Bă, ce faci? Face schimb de borcan aici. Băi, suntem la cazare, ca să înțelegi și voi cu ce prăjiți lucrez eu. Fiți atenți. Cum de cu... Bei suc și te uiți la lustră. Cum mă, bei suc? Să văzută! Să mai fac să fie mărut! M-a fost ca unii după Instagram, știi? Știi? Până și-și face buza, așa, știi? Bă, dracu, dragi! Ce dinamnă! Bă, l-ai văzut, bă! Nu e sănătos, dă-l, bă, putul în gură! Ia, hai să-l vezi la lustră! Hai să-l dăm așa pe după, stai așa, beau și eu! Stai că sunt căutat! Ia-l pe bate asta! Ia-l pe bate! Aie, tată! Ăla-i, are un gust mult mai bun, nu? Ai și tu? Nu, eu pe Instagram. Nu, mă, nu, că pierdem rotația, mă. Nu-i lasă, nu.